Haideți să vedem ce ne-au rezervat astrele pentru astăzi. O zi armonioasă în care îmbrățișăm cu ușurință schimbările. Ne putem gândi la ce dorim să realizăm și avem toate datele să reușim ce ne propunem. Conversațiile sunt favorizate, singura atenționare vine în zona autorităților. Berbec. O fi zi de relaxare, însă tu ai foarte multe oportunități financiare. Îți pot veni idei bune, poți avea discuții constructive și ești extrem de mercantil. Taur. Ai chef de distracție și, de ce nu, poți avea parte de un flirt. Cei singuri pot întâlni o persoană diferită, dar cu care pot începe o poveste romantică. Gemeni. Ai un reset la nivel de limitări ale subconștientului care îți vor debloca stabilitatea financiară, dar și cea emoțională. Ai grijă la o ciocnire cu o persoană cu autoritate. Rac. Poți avea multe interacțiuni, idei și soluții noi și mai ales cu aceste aspecte poți cunoaște oameni neobișnuiți care îți pot fi de mare ajutor. Alți nativi își pot schimba planurile cu ușurință. Leu, ești foarte implicat profesional și toată atenția ta este canalizată în direcția stabilității financiare. O ofertă profesională îți poate schimba traiectoria. Fecioară, ideologiile tale se rafinează și pot fi surprinzătoare. Sunt favorizate interacțiunile cu străinii sau cu oamenii de specialitate. Balanță. O propunere financiară poate veni pe nepusă masă și s-ar putea să fie necesar să te miști repede. Ai grijă astăzi însă la starea de sănătate. Scorpion. Discuțiile cu partenerul de viață despre planurile de viitor pot fi o sursă de inspirație. Mai mult decât atât, îți poți consolida relația într-un mod armonios. Săgetător. Multe schimbări au legătură cu activitățile tale zilnice. Se poate să fie nevoie de mai multă implicare din partea ta și ești dispus să te dedici. Capricorn. O relație recent începută poate avea potențial de ceva serios. Cei singuri pot avea o surpriză și se pot îndrăgosti de cineva foarte diferit față de tiparul lor. Atenție însă la drumuri și călătorii. Vărsător. Dacă plănuiești să vinzi, să renovezi sau să cumperi o casă, acum vei avea suficiente oportunități. Ești chibzuit cu resursele în perioada asta. Pești. Ești atras de idei neobișnuite și îți vei comunica ideile cu mult mai multă ușurință decât în trecut. Se poate ca cei din jur să nu te susțină așa cum ți-ai dori. Acesta a fost horoscopul zilei. Să nu uităm că viitorul ține de noi, iar încrederea este cheia. Mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru.